ceva. Vă mulțumim tare mult că ați venit la evenimentul nostru. Ploaia, într-adevăr, ne-a luat pe nepregătite. Nu ne așteptam să ne facă așa o surpriză și ne bucurăm tare, tare mult să vedem oameni într-un număr atât de mare care au trecut prin ploaie, furtuna și tot ce se întâmplă afară. Vă mulțumim tare mult pentru prezență. Numele meu este Diana din Călucu, din partea editurii Niculescu. Și avem lângă noi trei invitate, care mai de care mai minunate. Mă uit așa la fete, sunt superbe de un capăt la celălalt. O să începem cu autoarea noastră, Monica Găitânaru. Ne bucurăm tare mult, Monica, că ești alături de noi. Lângă Monica, în partea dreaptă, este Giulia Nahmani. Iar lângă mine este Veronica Soare. O să le prezint pe foarte scurt pe fete, pentru că până la urmă și le voi lăsa pe ele să vorbească, pentru că nu eu sunt personajul principal. Despre Monica. Monica are o experiență de 14 ani în terapie și în dezvoltare personală și este fondatorul Holistic Restart. Scuză-mă, e mai greu pentru mine că vorbesc foarte repede și vreau să spun foarte multe și nu vreau să vă țin din ce faceți. Este formator și psihoterapeut. Pentru Monica a fost un pas normal de la partea de povestiri și de la cursul pe care ea îl făcea despre, pe această parte cu povestiri pentru terapie și a făcut pasul absolut normal către scris. Cartea ei, Grădina cu povești de lac, este o carte pentru copii mari și mici și, în principal, se adresează oamenilor care doresc să ia legătura cu copilul interior. Despre Giulia Nahmani, cred că pe Giulia o cunoașteți de la televizor, eu am văzut-o în filmul de la Netflix și chiar când te-am văzut că ești, eram, de unde o știu pe Giulia? De la televizor, din filmul de pe Netflix, însă Giulia nu este doar actriță, este, în fapt, un antreprenor. Și acum este inclusiv trainer formator pentru femei. Iar pe Veronica, Veronica este fata caleidoscoape. Ea a reîmpiat caleidoscoapele care au fost jucate în copilăriei mele, cel puțin, pentru că suntem de aceeași vârstă. Iar ea este tuturată creatoarea broșei minunate pe care o poartă. Inima oglindă, da? Ok. O să le dau fetelor cuvântul și am înțeles că Giulia este persoana care va deschide evenimentul. Mulțumesc frumos!